Acum, haideți să vedem, este oficial, Enel vinde activele din România către grupul grec, Public Power Corporation, o tranzacție vehiculată de mult, dar care astăzi se întâmplă și sunt peste 3 milioane de români care vor fi afectați de aceste schimbări. Să înțelegem dacă ne așteptăm la astfel de lucruri. Este alături de noi doamna Silvia Vlășceanu, expert în energie. Bună ziua, printr-o legătură Skype. Mulțumesc pentru prezență, doamna Vlășceanu. Ce să știe România? Ce s-ar putea întâmpla după această preluare? Bună ziua! Românii trebuie să știe că nu sunt afectați, clienții Enel nu sunt afectați de această schimbare. Practic este o tranzacție normală care are loc între firme din sector. Să ne amintim că în urmă cu 2-3 ani a mai avut loc o tranzacție similară când tot așa s-a schimbat acționariatul unei firme cu același obiect de activitate, distribuție și furnizare pe piața românească. Nu se întâmplă absolut nimic pentru clienții pe care Enel îi are în acest moment în portofoliu, dacă ne gândim pe partea de furnizare. Nici pe partea de distribuție nu se întâmplă decât schimbarea denumirilor, care este, iarăși, este un proces care va urma într-o perioadă rezonabilă de timp. Nu mă aștept să dureze mai puțin de 6 luni, poate să semne și mai mult ca durată de timp. Vor fi preluați, vor fi preluați în mod automat. Deja oamenii se întreabă, trebuie să facem o nouă solicitare, trebuie să ne renegociem contractele, trebuie făcut în ceva în acest fel. Și foarte clar, noi avem un tarif maximal, acela de 1,3, nu are cum să intervină vreo schimbare acolo. Ce să știe? Nu, și dacă nu aveam prețuri plafonate, tot pentru client nu se întâmplă nimic, nu trebuie să facă absolut niciun demers. Este doar o schimbare a acționariatului, nu sunt afectați clienții pe care în acest moment grupul Enel îi are în România. Deci nu înseamnă nimic pentru clienții pe care îi are în portofoliu. Nici în rău, dar nici în bine. Din ce știți dumneavoastră, o companie, altă companie ar putea să vină cu alte oferte, cu alte lucruri? Evident. Cel puțin pentru atragerea de noi clienți, da. Evident, poate să vină la un moment dat cu alte oferte, orice furnizor poate să schimbe ofertele pe parcursul derulării sau cel puțin cu o ofertă nouă când se termină contractul în derulare, dar până la urmă este un proces continuu care nu are neapărat legătură sau nu are deloc legătură cu tranzacția pe care tocmai a anunțat-o grupul Enel că a finalizat-o în România. În orice caz va fi un proces care mai durează, nu se întâmplă de pe o zi pe alta, nici schimbarea denumirii. Urmează niște proceduri normale. Din fericire, este tot un stat membru al Uniunii Europene, n-ar trebui să dureze foarte mult, dar în orice caz este necesară notificarea la Consiliul Concurenței. Iarăși aici se face o analiză privind concentrarea economică și cât va deține, dar având în vedere grupul grecesc nu este încă prezent pe piața românească, nu ar trebui să dureze foarte mult. Ulterior vor avea loc schimbările de denumiri pe factură la un moment dat. Vom vedea un alt nume al furnizorului pe care îl avem în acest moment și cu siguranță oricare furnizor vine cu o ofertă din ce în ce mai bună, sperăm noi, pentru că prețurile pe piață au început să se stabilizeze și putem să ne așteptăm într-un viitor nu foarte îndepărtat la oferte din ce în ce mai bune atât la energie electrică cât și la gaze naturale. Mulțumesc, doamna Silvia Vlășceanu. Așadar, românii să stea liniștiți, nu trebuie să facă nimic, vor fi preluați automat, nu se schimbă nimic și nici nu se întâmplă totul foarte